Modul race se poate activa doar dacă ești cu maneta schimbătorului, fie în poziția R, de la mersul înapoi, stând pe loc, evident, fie în poziția M, adică având cutia de viteze în modul manual. În acel moment se apasă mai mult pe butonul RS Drive, 2 secunde. Da? Și iată, avem pe bord în acest moment modul race cu ESC off, cu controlul tracțiunii off. Și deci practic în acest moment mașina este în modul de cursă standard, deci fără setări personalizate. Setările personalizate se pot face prin RS monitor, adică cartografia, mă rog, pedale de accelerație, dacă vrei să îi modifici răspunsul, mai să fie mai rapidă, mai lentă. Fiecare își poate seta cum dorește anumiți parametri. O să revin asupra acestui aspect. Momentan să vedem cum se mișcă în acest mod. Așa cum spuneam, în acest mod nu mai poți folosi decât clapetele și maneta prin acționări înainte și înapoi. Deci practic e un mod exclusiv manual, modul de cursă. Schimbările sunt extrem de rapide, dacă le urmăriți în acest moment, cât de rapid le face. Da, chiar dacă eu rulez la o viteză mică, să spunem, urmăriți cât de rapid face retrogradările, instantaneu aproape. Și în fiecare treaptă cutia nu schimbă decât la comanda mea. Acolo unde scrie Renault Sport cu verde, și în modul Sport și în modul Race, pe măsură ce te apropii cu turația motorului de zona critică, deci de zona de roșu, acel indicator se colorează în portocaliu și chiar în roșu. Încerc să vă arăt acest lucru în acest moment. Da, observați. Pe măsură ce te duci cu turația în zona de roșu, culoarea se schimbă și la semnalul sonor schimb treapta. Ok, acum că am văzut cum funcționează modul race, să-l și vedem la lucru. Sigur, în linie dreaptă, din păcate. Eu am mers cu mașina de câteva ori și pe circuitul lui Titi Aur de la Crevedia. Am mers inclusiv cu un Renault Clio de cupă, deci mașină de curse. Nu știa nimeni să o pornească din presa auto, nu puteai să pleci cu ea după loc pentru că are o cutie de viteze mai specială și trebuie turat motorul foarte puternic, altfel nu poți. Ambreiajul este atât de puternic încât nu poți, făcând manevrele normale, să miști o mașină de curse din loc. Până la urmă toată lumea a înțeles-o și chiar am făcut vreo 4 ture de circuit, atât cât ne-am priceput noi. Senzație fabuloasă, deci este ceva ce nimeni. Să nu vă gândiți vreodată că pe stradă se poate pilota. Pe stradă este o prostie și o jucărie. Deci adevăratul pilotaj este numai în cadru organizat. În momentul în care ai experiențe de acest gen, tot ce știai tu că poți să faci pe stradă se termină. Îl arunci undeva la o groapă și îți vezi de treaba ta, pentru că nu seamănă cu nimic din ce se întâmplă în adevăratele curse, fie că sunt ele pe circuit, pe trasee de viteză sau raliu, cum doriți. Ok. Rămânem în zona de 70 de km pe oră. Aștept să mi se elibereze un pic drumul, pentru că mașina este foarte rapidă și mă încurc de mașinile care, deși merg cu 130-140 de km pe oră, sunt doar la 2-3 secunde de a fi depășite dacă apăs pedala de accelerație. Așadar, 70 de km pe oră, treapta a doua. Rețineți că trebuie să schimb eu.
ați observat și multi-gen shutdown-ul, sistemul de retrogradare. Și anume, dacă frânez violent și țin trasă clapeta din stânga, mașina schimbă automat, observați că s-a dus în treapta a treia, fără ca eu să mai mișc din clapete. Superbă este. Repet, am condus-o pe circuit de mai multe ori, nu o dată. Adică am făcut în total vreo 14-15 ture de circuit. Realmente spectaculoasă, nu mașina de față, un alt Clio RS Trophy la un eveniment organizat de Renault. Însă acolo și doar acolo se poate vedea ce înseamnă un Clio RS. Pe stradă nu ai cum. Da, ne jucăm, merge și noi cu ea, schimbăm, facem, dar n-are nicio legătură cu ce se întâmplă pe un circuit. După 4 ture cu un Clio RS Trophy pe circuit, când oprești după tura de răcire care se face, după ultima tură care se face de răcire a componentelor mașinii, când cobori din mașină ești lac. Nu există. Poți să fii slab, gras, n-are nicio importanță, ești lac. Atât de mult te solicită mașina și atât de... Este ca... Nici nu știu ce comparație să fac. Da, este ceva realmente spectaculos. E o senzație extraordinară. Așa cum probabil știți și de la prezentarea modelului Clio RS simplu, mașina este dotată și cu un sistem launch control. L-am prezentat la Clio RS, o să vi-l prezint și în acest caz. O să vă aduc la cunoștință niște chestiuni un pic mai inedite, nu știu câtă lume cunoaște acest lucru. Sistemul launch control, care sigur oferă performanța maximă de plecare după loc, are niște limitări, și anume nu poți să faci decât 5 launch controluri unul după altul, după care mașina intră automat într-un mod de pauză de 10 minute, deci timp de 10 minute nu mai poți să mai folosești funcția launch control. Asta în caz că vrei să faceți mai multe, 6-7 una după alta, nu. Deci asta este prima limitare. Sistemul launch control consumă destul de mult pneurile, deci este sistemul maxim cu care se pleacă în cursă cu un Clio RS Trophy. Suplimentar, mașina este limitată din fabrică la 1500 de cicluri launch control. Deci în momentul în care ai făcut 1500 de launch control, sistemul launch control dispare de pe mașină. Este dezactivat automat din softul mașinii. Definitiv, adică nu că stai că mai facem o pauză și peste o săptămână vine iar, nu. Deci mașina este garantată de cei de la Renault ca funcționând în parametrii, da, mecanici, pentru 1500 de cicluri launch control, după care launch control este dezactivat automat. Probabil că se poate activa automat acel launch control sau reactiva, de fapt ăsta este termenul corect, în urma unei inspecții corespunzătoare la Renault. Nu știu, astea sunt chestii care oricum 1500 de cicluri de launch control mie mi se par destul de multe. Însă, ca să știți, probabil că pentru reactivare este necesară o revizie completă a mașinii la un specialist Renault Sport, da? Probabil că se poate face și în rețeaua Renault autorizată de unde cumperi mașina. Însă numai după evaluarea unei stări generale a mașinii și dacă mașina este în parametri și cei de la Renault consideră că se poate reactiva, probabil că se poate reactiva, dar nu știu, deci astea sunt numai niște speculații ale mele. Ca informație mi s-a părut interesantă, ca să știți, dacă, pentru că apare și această problemă, poți să cumperi un Renault Clio RS Trophy second hand cu, nu știu, 150.000 de km pe bord și să nu-ți funcționeze launch control-ul, deci ca să știți despre ce e vorba. Acum să urmărim și anumite display-uri ale sistemului RS Monitor. În mers se pot observa lucruri interesante, de la modul grafic în care răspunde mașina, da, iată, la frânări sau accelerări, da, se observă. Sau la forțele laterale, observați ce frumos
ridicate. Din nou frână, din nou accelerare. Și în funcție de acești parametri apare acel grafic pe care îl vedeți. Aici undeva ne este indicată practic forța motrice a fiecărei roți, așa cum observați. Sunt situații în care valorile de acolo sunt diferite, mai ales pe viraje. Foarte interesant și valorile de cuplu și putere în mers. Observați că ele oscilează evident în funcție de ce se întâmplă în timp ce eu accelerez sau iau piciorul din accelerație. Ăsta este un ecran pe care țineam foarte mult să vi-l arăt, și anume nu neapărat temperaturile și alți parametri ai cutiei, ci faptul că o cutie dublu ambreiaj, așa cum probabil știți că am explicat de foarte multe ori, folosește două ambreiaje diferite și având două ambreiaje diferite, întotdeauna are preselectată următoarea treaptă de viteză în funcție de cum simte cutia că o conduce șoferul. Adică în momentul în care pleci într-o accelerare liniară cu mașina, următoarea treaptă preselectată, așa cum scrie aici, preselected, este 5. Deci eu rulez acum în treapta 4-a, modul Renault Sport. Următoarea treaptă preselectată este 5 și o pot schimba foarte ușor. În momentul în care am schimbat din clapeta din dreapta volanului, din spatele volanului dreapta, următoarea treaptă preselectată este 6. De ce? Pentru că mașina a văzut că eu merg în sus cu treptele și a preselectat treapta următoare. Știe că dacă am fost în 4 și merg în 5, următoarea va fi probabil 6. În momentul în care retrogradez, și schimb, observați ce se întâmplă, da? Observați cum funcționează de fapt o cutie cu dublu ambreiaj. Ce se întâmplă în cutie? Este destul de bine explicat atât din punct de vedere grafic, dacă vreți, cât și ca valori. Ce observăm în acest mod de funcționare al cutiei? Că practic preselectarea treptelor se face doar pentru treapta următoare. Deci pe retrogradare nu este valabil acest lucru. Adică dacă eu retrogradez, să spunem, sunt într-o succesiune de retrogradări 5, 4, 3, nu înseamnă că pe trenul celălalt, deci pe ambreiajul celălalt, am selectat deja treapta a doua, ci dimpotrivă am selectat treapta a patra. Adică dacă eu am coborât din 4 în 3, preselectarea nu e 2, ci este tot 4, pentru că mașina așteaptă să accelerez chiar dacă am retrogradat. Ea pune practica preselectată o treaptă superioară. Deci asta se și vede, da? Observați că întotdeauna, indiferent ce eu fac, chiar dacă retrogradez, iată, merg și în a treia acum, următoarea treaptă este întotdeauna cu o unitate mai mare. Rapiditatea schimburilor cred că este evidentă, nu e nevoie să o mai discutăm. Au și fost dați timpii de schimbare și eu i-am precizat. Aici avem un grafic cu viteza, dar dacă vreți să-l alterăm un pic, o putem face. De frânare, da?
observați cum. Deci măsoară practic forța cu care apăs pedala de frână, presiunile în turbo și temperatura la admisie, temperatura aerului admis, că despre asta este vorba. Aici un grafic la fel de interesant cu care ne putem juca demonstrativ, bineînțeles, ca să vedeți ce se întâmplă și despre ce e vorba. Și aici diverse valori pe care mașina le măsoară de la plecarea de pe loc. Deci în momentul în care mașina stă pe loc și pregătește o lansare, ea măsoară acei parametri, 0.50, 0.100, 0.400 sau frânarea dacă este cazul, ori un 0.1000 de metri. Valorile pe care le vedeți aici nu sunt relevante pentru că nu am, o să încerc să facem atunci când vom accelera de la 0 la 100 cu mașina, o să încerc să merg mai tare, să prindem mai multe valori, poate prindem și un 0.400 de metri să vedem cât scoate mașina. Iată funcționarea sistemului start-stop. Pentru a se opri motorul e necesar și să apeși pedala mai mult și bineînțeles să se îndeplinească, așa cum o să observați pe bord, condițiile de funcționare ale sistemului stop-start, că eu îi zic start-stop, dar tot timpul este de fapt stop-start. Da, iată, în acest moment nu se îndeplinesc. Mă rog, o să-l dezactivăm pentru că vreau să vă arăt câteva chestiuni și anume cum accelerează mașina. O să o punem în modul sport. Și vom accelera, avem o linie destul de lungă în față, vom accelera deci în modul sport cu cutia în modul auto. Fără launch control, așa cum ați observat. Deci o plecare de pe loc normală. Pe display-ul central observați valorile pe care le-am obținut, și anume 0-100 în 6,9 secunde, 400 de metri 15,1 secunde, 1000 de metri cu start de pe loc în 29,6 secunde, deci în modul sport, nu în modul race. Și fără launch control. Și un launch control în modul sport. Pedala de frână se apasă cu piciorul stâng, accelerația la podea cu piciorul drept, se trag ambele clapete de comandă ale cutiei și se urmează indicațiile de pe ecran.
rezultatele, chiar și cu launch control, observați, foarte similare cu cele obținute în modul normal. O să facem acum un launch control și în modul race. Launch control în modul race cu aer condiționat oprit. Așa cum observați, rezultatele îmbunătățite în mod evident, 6.79 0.100, 15.1 0 pe 400 de metri și 28.69 0 pe 1000 de metri. Sigur că dacă aș consuma mai multe launch control-uri din cele 1500 pe care le am la dispoziție, timpii aceia s-ar îmbunătăți și probabil că am atinge și valorile date de constructor, însă cred că mașina a demonstrat exact ce trebuia să demonstreze. Iată cum schimbă cutia la un condus normal, în modul normal al cutiei, deci accelerări normale, fără, da, o conducere, să spunem, uzuală în trafic. Oricum, foarte rapid schimbă, așa cum se observă, și intervenția poate fi făcută imediat din clapete, da, fără probleme. Cu schimbări, eu zic că se observă că sunt foarte rapide, da. O mut în modul sport, unde automat și motorul devine mult mai agresiv, deci eu apăs pedala tot cam așa, dar reacțiile sunt altele, așa cum se observă. În momentul în care accelerez mai tare, imediat răspunde mașina și la fel și din clapete, reacțiile sunt mult mai agresive. Iată din nou modul sport. Observați că punctele de schimbare sunt mult mai sus. Oricum, cutia este adaptivă, deci se adaptează după stilul de condus al șoferului. Momentul în care a simțit că am rulat un pic constant, fără să mai am tendința de accelerare, a dat și treapta 6. Un alt aspect interesant, când povesteam pe autostradă de preselectarea aceea a treptelor, există și un mod, există o situație în care se preselectează și treapte inferioare, și anume când ești în treapta 6, deci în momentul în care cutia de ce este în treapta 6, în acel moment se preselectează treapta 5 ca treaptă normală de retrogradare. Asta ca să fiu corect 100% în ceea ce privește comportamentul cutiei de viteze. O să navighez rapid prin computerul de bord ca să vedem ce am făcut noi cu această mașină. 566 de kilometri, mai avem range 190, dar rețineți că față de plinul pe care îl avea mașina am mai alimentat cu 100 de lei, 100 de lei care s-a dus imediat pe zonele
abordate în modul race. Consumul mediu, așa cum observați, pe acești 566 de kilometri, e undeva la 8,6, cam tot timpul a stat la 8,4, condusă mașina decent, normal. În momentul în care îi dai tare, cum spuneam, 100 de lei se duc în 30 de kilometri, deci nu e problemă. Ca mediu aș zice că pentru cineva care e obișnuit cu un condus rapid cu RS și folosește și aerul condiționat, că na, e normal, și mai ales că întotdeauna am remarcat la Clio o oarecare ineficiență a sistemului de climatizare automată, e posibil ca un consum mediu la care ar trebui să vă așteptați să fie undeva peste 9. Deci eu aș zice că de fapt așteptările pentru un RS Trophy cam la un 10% mediu, așa condusă mașina normal. Când o condus sportiv nu mai discutăm de consum. Ca percepție, sigur că sunt entuziasmat, mașina îmi place, este cel mai tare Clio pe care îl poți conduce în acest moment. Are destul de multe chestiuni care nu-mi plac, unele vin din spate, de la Clio RS-ul normal. De exemplu, feeling-ul la clapete, chiar dacă avem o cursă mult mai scurtă și timpii sunt îmbunătățiți și AMD, ce vreți voi, totuși feeling-ul, deci mi-ar fi plăcut să fie mai ferm, mai, nu știu, e așa, pare un fel de click, dacă vreți, dar nu mi l-aș fi dorit mai racing, așa, parcă nu e, e softuleț pe partea asta. În același timp, să nu uităm că în această clasă în care activează Clio, avem reprezentanți în acest segment din toate, de la toate mărcile, adică de la Peugeot 208 GTI până la Ford Fiesta ST, Mini Cooper, Audi A1 și așa mai departe, cu versiuni sport, Corsa OPC, ziceți-le voi pe toate. Ba mai nou și Hyundai și Kia anunță, mă rog, niște mașinuțe în acest segment. Ce încerc să spun și de ce am enumerat aceste modele, că într-adevăr Renault cu acest Clio RS, sau mai bine zis cu Clio RS-ul normal, a încercat să facă o mașină ușor mai soft pentru a atrage clientela tânără și dinamică. Cu aceste RS Trophy mai orientat spre pistă, da? Deși are niște setări mașina care se îndepărtează un pic de mașina ideală pentru oraș și se duc mai mult către un circuit. Există încă semne de întrebare, de exemplu diferențialul RS este doar o emulare, este un diferențial electronic, deci este un fel de, mă rog, control electronic a ceea ce se întâmplă în zona trenului de rulare față. Deci nu avem un diferențial mecanic, așa cum te aștept la o mașină cu aceste pretenții, da? Cum avem la Megane, de exemplu, la Megane RS. Ideea este că, în ciuda acestor aspecte, mașina rămâne extrem de spectaculoasă și de performantă. Nu poți să contești niciodată priceperea celor de la Renault Sport în conceperea de șasiuri, deci șasiul este aproape perfect, însă rămâne un pic la limita confortului în rularea de zi cu zi. Deci pentru cei care vor o mașinuță dinamică la acest nivel de preț, 23-24.000 de euro cât costă un RS Trophy, există și variante tot de la Renault, gen un Megane GT, da, noul Megane GT, care sigur este inferior unui Clio RS Trophy ca dinamică, e normal, pentru că ăsta este mult mai studiat pentru circuit, cu o suspensie și cu un setup al motorului și al cutiei destinate special pentru acest lucru. Însă ca mașină de stradă care merge tare, un Megane RS, chiar dacă e o clasă mai sus, comparația prin preț o putem face. Deci un Megane GT poate să fie ușor o alternativă mai bună. Deci pentru cei care vor o mașină cool, care să meargă tare,
să arate bine și să nu coste prea mult, Meganul GT mi se pare mie mai ok. În timp ce Clio RS Trophy, acest Clio în care ne aflăm, este într-adevăr o alternativă mai bună pentru cei care preferă weekendurile pe pistă. Pentru cei care preferă weekendurile pe pistă, din punctul meu de vedere, mașina este o opțiune superbă. Sigur, la concurență strânsă cu ce am enumerat, adică și Fiesta ST și alte modele de gen pe care sper să mai apuc să le prezentăm, pot să reprezinte la rândul lor niște alternative. În esență, moștenirea RS, deci moștenirea Renault Sport, ridică foarte mult valoarea mașinii. Mașina își păstrează prețul și la a doua sau a treia revânzare pe piața second hand, pentru că este o mașină cu pedigree. Însă, în același timp, nu mi s-a părut să fie peste tot ce mișcă în segment. Adică am văzut, așa cum este normal și este o tendință și a mea până la urmă, să văd aspecte pozitive și la alte modele concurente. Deci sunt mașini concurente care vin cu chestii mai interesante decât acest Clio, așa cum acest Clio are la rândul lui anumite chestii care îl scot în evidență în raport cu concurența. Deci, e ce încerc să spun de fapt. Nu-i bate pe toți așa categoric. Nu e, a venit Clio RS Trophy și gata, a măturat pe jos cu toată gama de gen. Nu. Nu. Deci este foarte mișto mașina, este superbă, însă are micuțe semne de întrebare în raport cu concurența. Rămâne, cum să-i spun eu, rămâne pe lista de opțiuni. Cineva care își caută o mașină de gen va lua în calcul, bineînțeles, o să zică, domne, hai să mă, o să mă duc să văd un Clio RS, o să mă duc să văd un Fiesta ST, hai să văd și un, nu știu, nu neapărat Corsa sau OPC, dar sunt alternative. Și acest lucru nu face decât ca lupta în segment să fie cu atât mai intensă. Între Clio RS și Clio RS Trophy, alegerea mea este clară, Clio RS Trophy, deși din câte mi-amintesc eu de la ultimele teste cu modelele Clio RS normale, parcă docilitatea lor se simte și mai bine la partea de consum. Adică acest RS Trophy mi s-a părut că e mai gurmand decât versiunile precedente de Clio RS pe care le-am condus. Nu e neapărat un lucru rău, înseamnă că într-adevăr este setat sportiv și acest lucru se plătește. În rest, are toate avantajele unui Clio normal, da, fără îndoială, portbagaj, interior, la fel ca un Clio normal. Are o greutate foarte mică, un raport greutate-putere sau putere-greutate, cum vreți, fantastic, da? Are undeva la 1200 de kg mașina la gol, ceea ce e senzațional. Trenul de rulare este mai coborât și în față și în spate, cu, nu mai rețin, un centimetru în față și doi în spate, ceva de genul ăsta. Oricum, acest lucru se vede. Mașina are o aliură, o prestanță pe șosea impresionantă. Toată lumea întoarce capul după acest Clio, nu doar pentru că are chestiile alea cu trofii pe el, are aliură de mașină rea, sport. Dacă ați observat în timp ce filmam la schimbările de trepte la roșu, face și un pic de zgomot în tobe, atât cât să fie, nu s-a dus spectacolul vechilor motoare de 2 litri sau, mă rog, motoarelor adevărate de pe timpuri, aspirate. Acum ai zgomot în evacuare, dar nu te dau afară așa cum era odată, acum 10 ani. Rămâne o mașină sport superbă la un preț foarte accesibil. Deci dacă mă întrebați pe mine la cât costă mașina cu toată tehnologia și plus sistemul de telemetrie, RS monitor, mă rog, navigație, chestii trestii, singurul punct slab pe care în continuare îl regăsesc și la acest Clio RS este climatizarea. Climatizarea, nu știu, nu prea face față mașinii. Am observat asta la toate variantele de Clio. Clima automată, acum suntem la 33 de grade și
pe auto, nu numai pe auto, deci trebuie să o dai practic pe, pe minim și cu ventilația la 5-6 ca să poți să stai în mașină. Altfel pe auto pe 22-21 de grade face zgomot, dar nu suficient, nu suficient aer. Debitul de aer nu, nu mi se pare suficient. Asta așa ca minus pentru cei care își caută mașina. Gândiți-vă la acest aspect. E bine să verificați un Clio chiar voi pe o vreme din asta însorită, să realizați cam care e treaba cu clima, să nu apară discuții pe urmă că mașina e și nu e. E preferata mea în lista de concurenți pe care i-am enumerat și pe care nu i-am enumerat, prin prisma faptului că are o transmisie dublu ambreiaj destul de eficientă. Sigur că unora nu o să le placă, adică și aici este un pic de minus al mașinii. Nu mai ai acel feeling pe care îl aveai atunci când schimbai singur vitezele. Transmisia automată EDC este ultra rapidă, ultra eficientă, poate fi controlată, așa cum ați văzut, din clapete, complet manual, deci dacă vrei să o pilotezi, o poți pilota, însă s-a dus acel sentiment care era odată de cutie manuală, când mișcai tu și când introduceai în viteză și dai drumul la ambreiaj, s-a dus, da? E o pierdere, dacă vreți, scenică pentru Clio, față de alte modele concurente care încă oferă transmisie manuală. Sigur că, din punctul meu de vedere, viitorul ne va duce din ce în ce mai mult în zona cutiilor de viteze robotizate, automate, cu dublu ambreiaj, cum vreți voi, pentru că asta e, tehnologia evoluează și sper că s-a observat și cred că s-a observat clar, oricât de mare pilot ai fi, nu vei putea să schimbi niciodată treptele atât de rapid cât o faci din clapetele acestui Clio RS Trophy, ca să nu mai vorbesc cum schimbă cutia pe modul ei automat. Deci rapiditatea este incredibilă, nici să vă gândiți vreodată că veți putea să faceți asta cu o cutie normală manuală. Nu veți atinge niciodată timpii de schimbare pe care are această transmisie EDC. O mașină genială, o mașinuță genială, nu vreau să-i dau o notă, mi-a plăcut. Întotdeauna mi-a plăcut, este un privilegiu că am condus încă o dată acest model Trophy. E o mașină de luat în seamă, e o mașină la care te poți gândi în același timp ca la o cheltuială, dar și ca o investiție, paradoxal, pentru că, repet, mașina își ține bine banii pe piața second hand și, nu uitați, este o mașină care poate să fie pasul sau treapta intermediară către performanța în motorsport. Este o mașină cu care poți să înveți și nu numai cu care poți să înveți, poți să câștigi în cursele automobilistice, sigur, dacă bugetul de pregătire și preparare al mașinii este suficient.